Ultima conferință de presă a conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman a demonstrat cu adevărat dorința acesteia de comunicare. Una dintre cele mai interesante discuții cu jurnaliștii a fost aceea legată de inconștiența aparținătorilor din ce în ce mai indisciplinați și agresivi. Șeful secției chirurgie, doctorul Dan Arvătescu, a relatat presei una dintre realitățile sistemului medical românesc legată de incapacitatea acestuia de a face ordine în ceea ce privește stăpânirea infecțiilor intraspitalicești cauzate în secțiile de mare risc, chirurgie sau nou-născuți, de indisciplina vizitatorilor inconștienți de răul făcut pacienților prin aducerea din afara spitalului a tot felul de microbi. Situația, a circuitelor, a grupurilor sanitare, a modului în care funcționează efectiv secția de chirurgie, face ca infecțiile intraspitalice să fie cu greu ținute în frâu. Suntem într-o secție de chirurgie unde orice microb provoacă o tragedie. Aș vrea să fac un apel în sensul ăsta la aparținătorii bolnavilor noștri, care nu înțeleg că orele de vizită sunt puse cum sunt puse, nu pentru că dorim în mod scolastic să realizăm un program fix, imobil, nu pentru că, fiind chirurgie, nu pot să fie dimineața în saloane. Deci ducem o luptă inegală, năvălesc pe toate căile de acces. Noi ne schimbăm în ținută pe care o folosim numai în secție, tocmai pentru a nu aduce din alte părți hainele de oraș microbii. În fiecare salon, eu cel puțin sunt crizat, în fiecare dimineață țip și răgnesc când găsesc aparținători care ajung, stau pe paturi, noi intrăm să facem vizita, ei nu se scoală de pe paturi, au atitudine în general rebelă, ca și cum noi am fi așa niște comuniști răi, care nu vrem să-i lăsăm, care nu vrem să facă, neînțelegând că de fapt fac rău tocmai pacienților pe care i-au în spital. Vă rog să mă credeți că și curățenia se face foarte greu tot timpul, mai ales că acum e zloată, e mizerie, tot timpul am această luptă inegală care o duc cu acești vizitatori și care, între altele, pe lângă microb, și consumă foarte mult din timpul și materialele de curățenie respective. Deci fac apel să se respecte programul, pentru că nu avem de întors aici, nu negociem ceva. Nu avem cum să negociem ceva. Acum este, adică chirurgia este o activitate strictă. Dacă nu păstrezi strictețea, te alegi cu nenorocire după aia la pacienți. Aparținătorii bolnavilor sunt din ce în ce mai indisciplinați, mai agresivi și inconștienți, acționând după principiul îl dai afară pe ușă, dar el intră pe geam. Din păcate, aparținătorii sunt din ce în ce mai agresivi și din ce în ce mai nedispuși să respecte rigorile impuse de meseria respectivă. Deci, noi nu ne putem permite să ștergem noroiul de pe jos din oră în oră, pentru că nu știu pe unde intră. Ține ușa închisă, intră pe la oftalmă, intră pe partea ailaltă. Este de neoprit. Adică, din punctul ăsta de vedere, n-ai cum să... Până aici ajung de jos, cineva le dă drumul de jos. Și spitalul are mulțime de intrări, și pe spate, și pe la de sus. Conducerea spitalului este de aceeași părere. Trebuie căutată și găsită o soluție, fie ea chiar și birocratică. Dacă ați sta jos unde stă domnul de la Paza, ați vedea ce ceaftă continuă este între dumnealui și aparținători și restul. Dacă ați sta cineva să filmeze, ar zice că ce e acolo? Nu știu, trebuie să găsim o soluție. Să pui o ușă cu cartelă nu este o soluție. Pentru că, într-adevăr, și ei trebuie să ajungă în spital. Trebuie să știe despre pacient sau trebuie să mai aducă una alta, să spunem. Dar consider că dacă ar avea din partea medicului, dacă medicul îi dă un bilet de voie și prezintă portarului, n-ar mai fi nici scandalul de jos.
Șeful secției chirurgie, Dan Arvătescu, crede că ceea ce se întâmplă acum în spitale ține și de o realitate a societății românești actuale, așa zisa democratizare a sistemului medical românesc a dus la promovarea non-valorilor, la degradarea modului de comportament uman care a uitat total despre civism, politețe, respect pentru valorile autentice, victoria banului făcut oricum, dar repede, care a învins într-o societate din ce în ce mai mercantilă. Din jos se explici la... Adică să ajungă pe secție numai cazurile în care e nevoie. Și de multe ori vin cu o sticlă de ceai și stau la ușa, am adus ceai. Zic, ceai avem și noi, nu trebuie la ora 8 dimineața să veniți cu ceaiul. Asta e chiar culmea, măcar ceai și tot avem să le dăm. Dar totuși lucrurile... Eu ați vă spun o povestioară, așa... Dom'le, în momentul în care, mulți ani în urmă, eu m-am hotărât să mă fac doctor. Am hotărât nici că eram sărac, nici că îmi doream să am bani, nici că aveam vreo chestie. Dar am observat în familia mea că doctorii fac parte din elita unei societăți, că ei sunt respectați. Ăsta a fost motivul. Eu constat că acum respectul este, cred că este și legat de educație, dar în bună măsură nu mai sunt intelectuali, că sunt medici, că sunt învățători. Mergeți la țară să vedeți. Altădată ce spunea Popa, învățătorul și doctorul la țară era lege. De ce oare intelectualii în ziua de astăzi nu mai au același, nu se mai bucură de același respect? Pentru că nu mai e așa important să fie. Acum, important nu sunt valorile de altă natură. Important este cum faci banul, cum ajungi job. Și atunci lucrurile se schimbă radical. Modul de comportament interuman, nu cu doctor, în general, în societate. Vouă mi se pare că s-a evoluat în bine în ultimii ani? Politețea, civismul, respectul pe care unul altuia dintre cetățeni trebuie să-l acorde? Eu cred că nu. Aici este problema. Motivația ca să înveți este legată și de importanța pe care o are învățatul. Dacă termini și n-ai loc de muncă, dacă termini și câștigi mai puțin decât dacă ți-ai face un business și ai câștigat, valorile materiale ucid, de fapt, dorința de a învăța. Sunt foarte multe lucruri, vă știți la alte emisiuni, că așa gândesc eu și așa, asta e treaba. Nu trăim într-o lume în care, cumva, să crească gradul de civilizație și de educație. Ideal ar fi ca și conducerea spitalului să copie modelul din clinicile universitare, acolo unde, atâta vreme cât este internat un bolnav într-o asemenea secție, nu pătrunde nimeni, dar absolut nimeni, în afara personalului medical. Alimentele sau ceea ce primește bolnavul de la aparținătorii parvin acestuia printr-un salariat al spitalului, și asta pentru că medicii să fie scutiți de aducerea în spital de către aparținători a unui supliment de microbi.